Bună, dragilor! Astăzi edităm. Pentru că multe dintre voi mi-au cerut să vă arăt cum editez eu fundalurile pozelor mele. Și am considerat că este un domeniu pe care trebuie să îl ating aici în tutorialele mele video, pentru că, într-adevăr, în momentul în care te apuci de editat fotografii, editatul fundalului este primul lucru și cel mai important pe care trebuie să-l știi. M-am gândit de ce nu. Sper să vă fie util acest video și sper să vă placă modalitatea în care eu o să vă explic, așa că să-i dăm drumul și să nu o mai lungim. Primul lucru pe care eu de obicei îl fac înainte de a începe să construiesc o poză pe care urmează să o postez sau nu, este să deschid în PixArt o fotografie needitată de a noastră veche. Asta pe deoarece va păstra formatul și tot ceea ce urmează să construim pe baza acestei fotografii va avea calitatea pozei pe care noi deja am încărcat-o și, desigur, formatul. Dacă urmează să postez fotografiile pe Instagram așa cum fac eu, pentru mine este foarte important ca toate fotografiile pe care eu le pun acolo să fie sub același format. Așa că apelez la trucul acesta și anume construiesc totul, așa cum spuneam, pe baza unei fotografii vechi. Sursa pe care eu o folosesc pentru fundalurile mele este foarte, foarte importantă, deoarece, așa cum am mai zis și în alte clipuri ale mele, este foarte importantă calitatea fundalului pe care voi îl folosiți, pentru că va da un aspect plăcut fotografiei și realist, dacă ăsta este scopul vostru. Eu am două surse de unde mi iau fundalurile. O dată de pe Google Search, acolo unde putem să căutăm cu toții fotografii gratuite, desigur. Foarte important, atunci când dați pe Google să vă caut landscape-uri pe care voi vreți să le folosiți în pozele voastre și vă duceți neapărat la secțiunea de imagini și selectați sub categoria HD, pentru că astfel Google vă va alege doar fotografiile de înaltă calitate și cu rezoluție foarte, foarte bună. Cealaltă sursă de fundaluri pe care eu o folosesc în mod constant este fix din aplicația PixArt, oferă și posibilitatea de niște fotografii gratuite pe care să le poți folosi în pozele tale și care au o calitate foarte bună, unele dintre ele, altele nu, dar puteți să vă faceți voi selecția, nu e nicio problemă și să-i dăm drum. După cum spuneam, am deschis aplicația cu o fotografie de bază pe care urmează să o folosesc și cum adăugăm fundalul. Intrăm aici la Add Photo și avem sus în colț Free Images. Aici putem să căutăm ce vrem noi. Uite, eu vreau să caut flowers și avem o selecție foarte mare de fotografii de bază pe care PixArt-ul ți le oferă. Sunt multe și pentru varianta premium, dar sunt și foarte multe gratuite. Uite, mie îmi place asta, îi dau Add și o măresc astfel încât să mi se întindă pe întreaga suprafață a pozei de bază. Și o așez cum îmi convine mie și îi dau Apply. Îmi place foarte mult cum arată. Tot ce rămâne de făcut este să luăm fotografia de bază cu silueta noastră, altcuiva, a cui vrem noi. Eu am folosit poza aceasta și o măresc în funcție de cum mă interesează să apară silueta în fundalul nostru și selectăm de aici. Avem posibilitatea să selectăm person, face, hair, head sau background. Pe noi ne interesează person și ne va copia așa cum consideră el persoana din fotografie. După cum vedeți, nu a copiat-o perfect. Tot ce ne rămâne de făcut este să luăm gumița aceea de jos și să mai decupăm noi pe unde el nu a făcut-o așa cum trebuie și pensulica să mai adăugăm pe acolo pe unde a luat prea mult. Și de aici este o chestiune de foarte mare răbdare. Foarte important, calitatea decupajului
va oferi un plus fotografiei finale. Este foarte, foarte important ce calitate are decupajul, credeți-mă. Se va vedea foarte urât. De aceea v-am sfătuit într-un video mai vechi să vă luați o ustensilă din aia mică de editat cu burețel în capăt care vă oferă un pic de finețe în decupaje. Și decupez, nu o să fie perfect pentru că nu vreau să pierdem vremea pe decupajele astea. Vreau să vă arăt tot procedeul. Și pe aici, pe la mână. Și aici. V-am zis, nu stau eu aici acum să decupez perfect, dar de obicei fac asta cu multă răbdare. Este poate lucrul la care petrec cel mai mult timp din toți pașii pe care îi fac atunci când creez o fotografie. Bun. Foarte important în zona părului. Este foarte important ca atunci când vă faceți fotografiile să nu aveți zone din astea cu păr ciufulit sau... Pentru că este foarte greu, cum e aici, de exemplu. Este foarte greu să decupezi printre firele de păr, astfel încât să pară și natural. Uite, aici mai decupăm un pic. Și aici vreau un pic de... Așa. Cam asta e. Tot ce rămâne de făcut e să dăm pe văzutul ăsta din colț și dacă mai vrem să repoziționăm silueta, de exemplu, eu vreau aici și dăm apply. Și cam asta e tot. De aici încolo este totul despre creativitate. Pentru că tot ce ține de restul compoziției fotografiei este strict ceea ce poate să iasă din mintea voastră. Adăugați stickere peste stickere, puteți adăugați elemente și din alte fotografii pe același principiu. Încărcată fotografia și decupat fiecare element. Faptul că ceea ce face ca fotografia să fie într-un fel sau altul diferită a voastră de a mea este strict de creativitatea fiecăruia și de modalitatea, simțul estetic al fiecăruia pe care noi îl avem. Cam asta a fost tot pentru ziua de astăzi. Sper că v-a fost util și abia aștept să văd ceea ce ați învățat astăzi în creațiile voastre. Până atunci, vă rog să-mi dați like, vă rog să-mi dați subscribe și dacă v-a plăcut. Și până data viitoare, să aveți grijă de voi. V-am pupat!